Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Ultima săptămână a lunii martie va fi interesantă cu mai multe evenimente astrologice care vor finaliza prima lună de primăvară și vor începe activ pe a doua. Conjuncția dintre Jupiter și Mercur din 28 martie va afecta în mod deosebit și favorabil afacerile, studiul, îmbogățirea culturală și activitatea intelectuală, abilitățile organizatorice sunt îmbunătățite, cauzele în instanță sunt rezolvate cu succes, iar călătoriile și întâlnirile de afaceri devin foarte utile și eficiente, starea de sănătate a majorității oamenilor nu va fi afectată de conexiunea de tranzit a acestor planete, dar starea de sănătate a bolnavilor cronici se îmbunătățește mai ales pentru cei care suferă de boli respiratorii, o zi bună pentru căsătorie, anunțarea logodnei, semnarea de contracte pe termen lung, precum și pentru socializarea în mari companii de rude și prieteni. Conjuncția lui Venus și Uranus pe 30 martie va da naștere unei perioade romantice neobișnuite pentru mulți oameni, indiferent de vârstă. Aventurismul, pofta de aventura se va manifesta clar, pasiune și sexualitatea vor crește. Evenimentele neașteptate sunt posibile în familii, dar câte de pozitive vor fi acestea depinde de horoscopul individual al unei anumite persoane. Poți calcula gratuit ascendentul și poți afla interpretarea astrogramei tale, vizitând situl meu. Excentricitatea și dorința de a ieși în evidență vor fi caracteristice în special pentru taur, pești și balanță dar nu și faptul că acest lucru va fi perceput pozitiv de către ceilalți, nevoia de libertate emoțională va fi simțită cu intensitate de către vărsători, care pot avea dragoste la prima vedere în timpul acestui tranzit, noroc financiar neașteptat va apărea la scorpion și capricorn, cei care sunt conectați cu domeniul lucrativ profesional se vor afla într-o stare de inspirație, ceea ce îi va ajuta la crearea ceva original și neobișnuit. Trigonul lui Marte și Saturn din ultimele zile ale lunii martie ne va spări concentrarea și atenția, mai ales în domeniul profesional, va exista oportunitate de a-ți crește autoritatea, de a face pași serioși pe scara carierei, contactele cu autoritățile oficiale și cu oamenii influenții vor avea succes, de asemenea, este de dorit să se încheie tranzacții mari în această perioadă. Reorganizarea și structurarea afacerii va avea succes de asemenea, dacă va fi începută în timpul trigonului lui Saturn și Marte. Realizările sportive sunt mai multe decât probabile, iar orice activitate fizică va aduce și satisfacția emoțională. Un moment bun pentru a începe reparațiile, pentru activități economice pentru rezolvarea problemelor de proprietate și teren, pentru construirea propriei case. Pot vindeca cu succes bolile cronice, pot face proteze sau implantare de dinți. În sfera relațiilor, acest tranzit va înclina spre seriozitate, stabilitate și soliditate. Încrederea, fidelitatea și sprijinul reciproc vor trece în prim plan. Puteți face planuri comune pentru viitor, deoarece sunt șanse mari ca acestea să devină realitate în următoarele șase luni. Capricorni, vărsătorul și balanța vor simți influența favorabilă a tranzitelor, iar primii se vor bucura de echilibrul stabilității materiale și emoțivii, vărsătorul de realizări, iar balanța de stabilitate emoțională neobișnuită pentru ea însăși. Accentul pe sfera romantică se va schimba pentru scorpion și pești, iar reprezentanții elementului foc vor duce o viață socială activă, berbec, leu și săgetător. Aceștia din urmă vor avea ocazia să-și îmbunătățească situația financiară, să facă achiziții majore. Taurul, gemenii, raci și fecioara vor putea să rezolve unele probleme mai vechi sau amânate, să rezolve conflicte vechi, să-și arate cea mai bună latura în domeniul profesional. Gemenii pot primi propuneri de afaceri promițătoare, iar racii vor avea ocazia să se autorealizeze într-un domeniu nou pentru ei înșiși. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!